Ene Dojoiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit pe frecvențele Radio Europa FM și pe Facebook. În această seară, invitatul meu este deputatul liberal, domnul Pavel Popescu, membru al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, chiar fost președinte al acestei comisii. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. În această seară, domnul deputat Pavel Popescu ar fi trebuit să fie împreună cu noi în studio, însă din motive independente și de voința domniei sale și de voința mea, acest lucru nu s-a putut întâmpla, însă iată, ne auzim așa și cu siguranță vom afla tot ceea ce este de aflat. Domnule Pavel Popescu, am să încep cu întrebarea care ține într-un fel capul de afiș al actualității și e pe toate buzele. Cât mai ține această coaliție în care răstelile, înghiontelile au ajuns din ce în ce mai dese și au ajuns chiar să fie adresate președintelui Iohannis, ceea ce e o noutate? Această guvernare va fi direct proporțională cu capacitatea politicienilor din leadership-ul celor trei partide politice aflate în coaliție de a-și inhiba ego-urile în câștigul a ceea ce ar trebui să reprezinte o viziune pentru români și politici publice pentru cetățenii români. Cu fiecare moment cu care un lider politic va decide că astăzi ego-ul meu e mai prejos decât ceea ce mi-am propus eu ca partid, ca politica partidului să fac pentru cetățeni, un astfel de moment practic vom prelungi și mai mult această coaliție. Este practic rețeta oricărei coaliții de guvernare politice în orice țară din lume. Înțeleg, pe la contrario, dacă vreți, că aceste înghionteli, cum spuneam, tot mai dese, critici, lipse de comunicare, sunt consecința exacerbării ego-urilor, nu? Păi, și de o parte și de alta. Și de o parte și de alta, fără doar și poate. În puțini ani sau și dacă sunt puțini care am activat și de când activez politic, am văzut chiar guverne căzând din cauza unor ego-uri prea mari ale unor politicieni sau unor decizii luate de politicieni, așa, într-un mod impulsiv uneori. Și cine poate să fie cel care, factorul care să calmeze ego-urile acestea inflamate din acest moment? Președintele Iohannis, domnul Ciucă, cine? Fie că ne place sau nu, până în momentul de față, cel care a reușit să calmeze ego-urile pentru fiecare coaliție de guvernare, inclusiv cea cu USR-ul, inclusiv guvernul minoritar PNL, că și acolo au existat tot felul de ego-uri și discuții. Când e vorba de resurse, așa e, practic, în politică, a fost Klaus Iohannis. Și spun acest lucru într-un mod foarte asumat, într-o perioadă în care văd că e la modă, e, să spun așa cum spun americanii, fashionable, să te dezici de un președinte aflat pe final de mandat. Că, știți cum, oamenii, fidelitatea oamenilor sau respectul oamenilor față de funcție, și nu mă refer aici neapărat la nume, numele președintelui, este direct proporțională cu mandatul președintelui, din păcate. La cine vă referiți când vorbiți de deziceri? Există și în PNL asemenea deziceri, le știți? Le-ați auzit? Nu am spus că există în PNL aceste deziceri. Mă refeream strict la această campanie, cum să spun, furibundă împotriva președintelui, pentru că toate atacurile politice la adresa PNL-ului sau la adresa mai multor politicieni care pe parcursul mandatelor domnului președinte au fost apropiat de el, nu a apărut așa din senin, ci s-a intensificat acum, în ultima perioadă. Să ne aducem aminte același lucru la Pățiș Trambăsescu,
cum să spun, România suferă oarecum într-o doză mai mare de astfel de lucruri. Peste tot, notorietatea și popularitatea unui președinte scade pe final de mandat, că trec niște ani în spate. Dar vedeți dumneavoastră, noi în România avem așa talentul acesta incredibil de a devora tot. Și când mă refer aici, nu mă refer doar la un mandat al președintelui Klaus Iohannis, ci la absolut tot. Politician bun, rău, slab, gras, bogat, sărac, cu păcate, fără păcate. Avem capacitatea de a devora absolut tot, din păcate. Eu aș numi asta și spirit critic, nu neapărat devorare. Dumneavoastră spuneți că există o campanie de dezicere de președinte. Cei pe care îi acuzați de această campanie, cel puțin cei din presă, spun că președintele este cel care s-a dezis de niște valori și de niște idei pe care le-a avut la un anumit moment. Să ne aducem aminte PSD, să ne aducem aminte faptul că excludea posibilitatea ca PSD să ajungă la guvernare, ia ca în câteva luni s-ar putea ca PSD să aibă chiar premierul, nu? Da, fără doar și poate, acestea sunt fapte, nu sunt supoziții sau concluzii lipsite de argumente. Sunt fapte. Aceste lucruri s-au întâmplat. Președintele Klaus Iohannis a menționat PSD de-a lungul timpului într-o manieră negativă, dar, vedeți, ar fi interesant dacă cetățeanului din România îi s-ar putea da așa puțin, măcar puțin, un centimetru, pentru 5-10 secunde cortina la o parte, să aibă și el odată șansa și ocazia să vadă că nu absolut tot ce vede la televizor, ascultă la radio sau citește în presă, este exact așa cum a stat realitatea la un moment dat. Aș putea să vă spun în premieră și vreau să subliniez acest lucru. De-a lungul timpului, nu cred că am putut fi acuzat de faptul că aș fi un mare lăudător al președintelui Klaus Iohannis. Nu, de când sunt în PNL, am fost confruntat de multe ori cu aceste lucruri și inclusiv la nivelul conducerii și președinților pe care am avut. Nu mi-a fost teamă niciodată să spun ceea ce cred și să fac aprecieri atunci când trebuiau făcute aprecieri. Și să spun ceea ce cred cu riscul că voi leza superiorii. Cu privire la președintele Klaus Iohannis, am subliniat acest lucru, vă spun cu onestitate că opinia mea astăzi este că în momente critice, care nu s-au văzut în spațiu public, a avut deschiderea, așa să vă spun, pentru că în câteva momente decizionale am avut ocazia să văd exact cum s-au întâmplat lucrurile. A avut deschiderea de a alege întotdeauna varianta cea mai bună din punct de vedere ideologic sau valoric, așa cum spuneți dumneavoastră. Și ați rămâne surprinsă să aflați, sau poate nu, dacă știați, că au existat momente în PNL în care frustrarea a fost atât de mare la nivel de partid, presiunea a fost atât de mare la nivel de partid și am simțit-o inclusiv eu, am avut-o inclusiv eu în raport cu, de exemplu, USR-ul, dorința noastră de a striga și de a vorbi deschis despre niște lucruri care nu erau ok din punct de vedere al colaborării noastre cu USR a fost atât de mare și întotdeauna cel care a dat direcția și care, să spun așa, ne-a calmat, deși nu era vorba de calmare, a fost președintele Klaus Iohannis. Și a existat dezaprobare în partid. Dar cred că acesta a fost un lucru bun.
Cât de mare... La sfârșitul zilei a fost un lucru bun. Cât de mare acum, domnule Pavel Popescu, în raport cu partenerii de guvernare? Spuneați că au fost momente în care frustrarea vis-a-vis de USR era foarte mare și voiați să vorbiți, să strigați. Cât de mare acum frustrarea în PNL vis-a-vis de PSD? Onest? N-aș putea spune că este la aceleași cote. Evident că este o frustrare în cadrul partidului și nu neapărat o frustrare, cât o nemulțumire cu privire la unele atitudini, să spun, părintești sau superioare ale PSD-ului cu privire la PNL, dar ne-am așteptat la acest lucru. Comparativ cu ce am avut înainte, în condițiile în care am asumat un proiect cu USR-ul, un proiect, a spune eu onest, nu cred că este la aceleași cote și la aceleași limite. Dar, desigur, decontăm acest irațional al întoarcerii la o alianță cu PSD-ul după ce am promis o alianță de dreapta pentru a învinge PSD-ul. Și ne asumăm acest lucru, fără doar și poate. Am intrat într-o epocă, ca să spun așa, războiului, pentru că suntem la 70 de ani de când nu am mai avut război și eram într-o ecuație politică imposibil de rezolvat, pentru că USR-ul a ieșit de la guvernare și nu a fost împins de la guvernare, eu cred că a ieșit de la guvernare și singura alternativă ar fi fost asta, dacă Doamne ferește și imagina cineva vreodată că am putea să ne gândim la o construcție cu aur, Doamne ferește. Domnule Pavel Popescu, ca să încheiem acest capitol al funcționării coaliției, vom avea rotativa premierilor? Ajungem la ea? Vă dau același răspuns. Totul depinde de ego-ul și capacitatea... Asta am înțeles, dar care este opinia dumneavoastră informată? Opinia mea informată este că vom avea rotativa. Eu cred că vom avea rotativa. Eu cred că vom face... Deci domnul Ciolacu va deveni premierul României în câteva luni, asta îmi spuneți, în opinia noastră informată, cum spuneam. Dacă domnul Ciolacu își dorește să fie premierul României și nu va desemna un alt premier din interiorul PSD-ului la rotativă, va ajunge premierul României, cel puțin până astăzi, din datele pe care le am eu și din promisiunile pe care PNL-ul le-a făcut într-un mod onest PSD-ului, noi ne-am ținut de cuvânt și avem de gând să ne ținem de cuvânt. Domnule Pavel Popescu, cum spuneam la începutul emisiunii, sunteți membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, ați fost chiar și președintele acestei comisii. Cred că sunteți foarte îndreptățit să răspundeți la întrebarea. Sunteți mulțumit de numirea făcută la Ministerul Apărării? Mă refer la domnul Angel Tâlvăr. Aici ar trebui să vă dau un răspuns mai complex. Și am să vă dau un răspuns mai complex. Există această discuție în România cu privire la modul în care sunt numiți miniștrii și KPI-urile sau metodele de evaluare a CV-urilor de miniștri. N-aș putea spune că sunt extrem de mulțumit sau foarte mulțumit, dar nu mă deranjează această numire, pentru că este o numire politică. Politica funcționează pe niște principii foarte simple și o coaliție funcționează pe niște principii la fel de simple. Adică două partide sau trei partide se pun la masă și nominalizează oameni politici care duc la sfârșit o agendă politică, practic niște politici de guvernare ale partidelor respective și domnul Tâlvăr este alegerea Partidului Social Democrat pentru această funcție. Din acest punct de vedere, cred că este și puțin prematur să vă spun dacă sunt mulțumit, pentru că n-am reușit să fac o evaluare a domnului ministru, decât ca și parlamentar și la nivel parlamentar îl cunosc pe domnul Tâlvăr, trebuie să vă spun că este și coleg în delegația NATO. S-a descurcat mai mult decât onorabil.
Asta vă spun cu toată. Nu știu ce înțelegeți prin descurcarea mai mult decât onorabil la adunarea parlamentară a NATO, însă din punctul de vedere al multelor mandate de parlamentar pe care le-a avut domnia sa, sunt aproape 20 de ani de când este parlamentar, domnul Tilver este un anonim chiar și pentru jurnaliștii care se ocupă intens de domeniul politic și de parlament. În plus, domnul Tilver este profesor de engleză, ceea ce e în regulă, în sfârșit vom avea un demnitar care nu vorbește engleza cu mâinile pe la NATO. Dar dincolo de asta, ce calificări credeți că are domnul ministru al apărării care vă fac să fiți parțial mulțumit de această numire? Repet, este o nominalizare politică. Și din punct de vedere al calificărilor domnului Tilver, el trebuie să aibă o calificare ca și ministru al apărării extrem de simplă. Extrem de simplă. În această perioadă critică trebuie să urmeze o agendă, și subliniez acest lucru, o agendă, un script, ca să spun, pe care cu toții l-am agreat, toți cei puțin normal la cap, puțin diferit de ceea ce face Vladimir Putin la 200 de kilometri, de fapt la 40 de kilometri dreapta de România, și anume trebuie să respecte tot acest angrenaj al umbrelei NATO, al umbrelei UE și a țărilor zise așa, like-minded countries, pentru că tot este profesor de engleză, domnul Tilver. Practic, domnul Tilver s-a dat un volan pe care trebuie să-l conducă cu grijă, cu foarte mare grijă, fără prea multe declarații care să cum a făcut domnul Dâncu, de exemplu, decor, nu? Da, exact cum a făcut domnul Dâncu, și să urmeze strategia națională de apărare a țării, evident, să se coordoneze cu președintele și cu premierul țării, care are o experiență și o expertiză în zona militară. Deci, nu, teoretic, n-ar fi un mandat extrem de complex, pentru că nu trebuie să iei decizii bruște în această perioadă. Lucrurile, în general, în zona militară, să știți că stau bine. Aș fi mai degrabă, cum să spun, interesat. România poate face mult mai mult ca să ajute inclusiv zona militară pe zona de politică externă, și mă refer aici la politică externă executivă pe zona de mai. Piața Victoriei la Europa FM. Suntem în Piața Victoriei cu domnul deputat PNL, Pavel Popescu. Ce vreți să spuneți? Că ministrul de externe nu-și face treaba așa cum ar trebui? Că așteptați mai multe de la domnul Aurescu? Nu, n-am spus, doamne ferește, n-am spus că nu-și face treaba cum ar trebui. Dimpotrivă, cred că face o treabă excelentă. Cred că poate să facă mai mult. Este un lucru pe care îl cred cu tărie, un principiu pe care îl promovez, deși unora nu le convine ceea ce spun. Cred că România, în momentul de față, poate juca, din punct de vedere extern, și aici mă refer strict la niște mecanisme de politică externă, la niște dosare, la puțină creativitate și la puțin mai mult curaj. Și nu este o părere generală, adică nu expun aceasta, știți, izolându-mă undeva într-un cont de expertiză de politică externă, ci vă spun asta pe date concrete pe care le-am discutat probabil de zeci de ori în ultimele 6 luni cât am condus Comisia de Apărare, cu partenerii strategici, cu țările cu care avem parteneriate strategice, cu cei care ne repetă în mod obsesiv că trebuie să fim mai curajoși. Dacă tot vrem să ne comparăm cu ceea ce fac polonezii la câteva sute de kilometri de noi. Domnule Pavel Popescu, astăzi a făcut carieră, o întâmplare stranie, i-aș spune, pentru că mie nu mi s-a părut amuzantă, deși protagoniștii s-au distrat, se pare, și anume domnul Ciucă și domnul Ciolacu. Anume, l-a uitat acasă pe ministrul apărării, pe noul ministru al apărării, care ar fi trebuit să facă prima sa ieșire publică de la numire, tocmai la o fabrică producătoare de blindate pentru armata română. Explicația a fost halucinantă. Domnul Ciucă se aștepta să-l invite domnul Ciolacu pe domnul Tilver, domnul Ciolacu se aștepta să-l invite domnul Ciucă. Și s-a râs.
Cum vi se pare că grevează credibilitatea, inclusiv externă, a noului ministru de externe un asemenea episod în care e luat, pare, este în glumă, nu este luat în orice caz în serios, de propriul premier și propriul președinte de partid? Da, n-aș putea. Am urmărit episodul. Acum, haideți să vă spun, un lucru care îl caracterizează pe premierul Nicolae Ciucă este că pur și simplu poate spune lucrurile direct, adică are o dosă de onestitate care de multe ori deranjează în politică sau uneori te poate pune în astfel de situații. Te poate pune în astfel de situații care să te ducă uneori într-o zonă mai funny, ca să spun așa. Dar premierul Ciucă a fost practic sincer, a spus președintele da, PSD care era la acel eveniment și în subordinea căruia se află politic vorbind Angel Tilver pleca de la premisa că acest președinte l-a invitat pe ministrul apărării. Era colegul domnului Marcel Ciolacu. Dacă premierul își aduce ministrul într-o vizită, am întrebat și eu în dreapta și în stânga la foști miniștri, acolo este o chestiune de ierarhie instituțională, dincolo de ierarhia politică, deci dacă cineva trebuia să-l invite, domnul Ciucă trebuia să-l invite. Da, fără doar și poate. Eu mă încerc să mă duc puțin în spate fără să caut prea multe explicații. Domnul Tilver este de o zi ministrul apărării. Cu siguranță, dacă veți merge acum la Comisia de Apărare din Camera Deputaților, încă veți găsi invitații care vin pe numele meu. Ca fost președinte, pentru că există o perioadă de tranziție, poate a existat o invitație. Fără doar și poate a existat o sincopă în această comunicare. Din fericire, această sincopă nu s-a referit la, nu știu, o vizită oficială la NATO sau ceva mult mai serios din punct de vedere al abordării strategice. Să nu ne imaginăm că ambasadele NATO nu au notat incidentul care a fost pe toate ecranele și în toată presa în general. Da, nu este o guvernare perfectă. Dacă N-am suspectat-o nicio clipă de chestia asta, nu? De perfecțiune n-am suspectat-o. Domnule Pavel Popescu, la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, dumneavoastră v-ați lămurit de ce România ar avea nevoie de minimum 300 de BMW-uri 8 plus 1 pentru 1000 de kilometri de autostradă, deci cam un BMW de acest tip la 3,3 kilometri de autostradă? Că eu personal n-am înțeles, dar poate dumneavoastră acolo la comisie sunteți mai informați. În primul rând pot să vă spun că în atâta timp cât am ocupat funcția de președinte al Comisiei de Apărare, acest subiect nu a fost pus pe tapet. Și în primul rând nu am discutat branduri de mașini. Dacă ne venea pe tapet, cu siguranță l-am fi discutat și v-aș fi spus mai multe din acest punct de vedere. Acum, dacă România are nevoie de capabilități pentru instituțiile sale, noi capabilități, da, infrastructură nouă pentru instituțiile sale, indiferent de câți kilometri de autostradă avem, da, cred că avem nevoie. Nu, să ne înțelegem că vorbim pe lucruri concrete. Are nevoie de un BMW de mare putere, o fiară, ca să zic așa, la puterea pe care o are, deci un asemenea BMW la 3,3 km de autostradă, pentru că ni s-a spus clar că sunt pentru poliția rutieră și pentru autostrăzi. Dacă socotim, așa iese, un BMW la 3,3 km. Avem sau nu avem nevoie? Matematic nu. Că despre asta e vorba până la urmă, licitații trucate, netrucate, hai să pornim de la bază. Ce ne trebuie? În schimb, matematic, pentru acest număr de kilometri de autostradă, cu siguranță nu. Din punct de vedere al dotării poliției române cu mașini care să circule pe toate drumurile din România, că sunt 300, că sunt 600, cu siguranță orice polițist care vrea să patruleze în țară, indiferent că o face la graniță, într-un sat, într-un orășel de mărime medie, într-o capitală sau pe autostradă, cu siguranță o face mult mai bine într-o mașină de calitate,
între granițele Schengen, să sperăm noi. Asta vă spun că plimbându-mă în Europa, și asta este o realitate, dacă te plimbi în Europa, tot ceea ce vezi în țările, să spun așa, bine văzute, sunt mașini de calitate, indiferent că vorbim de BMW, de Alfa Romeo, de Mercedes, de Porsche, în unele țări am văzut chiar branduri de lux, da. Și să nu uităm că mereu, noi mereu, pe la colțuri ne plângem, că în loganul nostru trebuie să mai bagi două degete de kit ca să nu auzi zgomotul de afară, că mașina respectivă nu e suficient de puternică să prindă un BMW al interlopului X pe auto, pe acei 1000 de kilometri de autostradă sau 50 de kilometri de drum drept. Nu pot să vă dau un răspuns în alb și negru, dar da, per numărul de kilometri de autostradă, nu. Probabil nu avem nevoie de un număr de atât de mare. Acum, eu mă întreb dacă loganurile în care trebuie, pe care trebuie să pui kit sau lipsa acestor mașini excepțional de puternice au provocat incidentul acela, sau ar fi rezolvat, ar fi împiedicat incidentul acela extrem de penibil pentru poliția română din București, în care un, îi se zice, să spunem cu ghilimele, dar asta e formula, un bombardier a reușit să umilească doi polițiști și patru jandarmi. Nu. Vreți să am o opinie onestă? M-am uitat la acel filmuleț de 20-30 de ori și vă spun sincer. Sunt un pro-american convins. Și întotdeauna îmi place să compar o democrație imperfectă de altfel, dar o democrație, un standard minim de democrație pe care îl văd în SUA cu ceea ce se întâmplă în România. Imaginați-vă următorul lucru. Și m-am gândit ce aș fi făcut eu ca polițist în acea situație. Eu ca polițist în acea situație aș fi scos pistolul, l-aș fi amenințat pe acel bombardier care părea drogat, nu știu cum i-au ieșit analizele, dar i-aș fi tras niște gloanțe în cauciucuri, da? L-aș fi forțat într-un mod mult mai agresiv să cedeze și să nu plece de acolo. Aveau toate instrumentele la îndemână, să o facă și jandarmii și polițiștii. Întrebarea este în felul următor. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, oare cum ar fi reacționat cetățenii, oare cum ar fi reacționat media, oare cum am fi reacționat noi toți cu privire la poliția română și cu privire la modul agresiv particular în acea situație, dar de altfel absolut necesar pentru a-l bloca pe acel bombardier. Vedeți, întotdeauna ne punem întrebarea dacă, de ce n-au făcut? Ce le-a lipsit? Este normal este normal ca poliția să acționeze cu gândul la ce o să zică opinia publică și cum or să reacționeze politicienii și dacă presa o să se uite urât sau frumos? Nu există niște reguli care trebuie aplicate cu toată fermitatea pentru a apăra niște oameni, pentru că omul acela a trecut razant pe lângă un grup de pietoni care s-au născut a doua oară, vorba unei prietene. Exact. Stimată doamnă, vă spun sincer, am fost la 10 august în stradă și am fugit de bastoane. Da? Vă spune asta un deputat ales, da? A cărui partid este astăzi la guvernare. Pe de altă parte, în acea situație, în acea seară, la 10 august, erau oameni, da? Cetățeni români, care aveau niște activități acolo de perturbare, care chiar meritau bastoanele acelea. Și le meritau din plin. Și atunci întotdeauna întrebarea este cât de sincer vrem să deschidem noi acest subiect, cât de sincer vrem să ne asumăm niște reguli clare pe care vrem să le aplicăm standardizat pentru situațiile în care cetățenii noștri trebuie să fie protejați. Asta este marea problemă a României. Modul în care s-a polarizat și s-a politizat absolut orice subiect. Dacă 10 oameni au protestat în stradă și au manifestat pro-Rusia
și s-au manifestat și din punct de vedere al comportamentului periculos pentru cetățeni, nu s-a putut nimeni atinge de ei din aparatul poliției române, pentru că ar fi ieșit alte mii de cetățeni în stradă, da, pentru, să spunem, niște tot bombardieri, dacă este la mod. Adică ce îmi spuneți, că poliția română este înspăimântată, este timorată? Avem o poliție timorată care nu aplică legea de frica contrareacției publice care ar putea veni? Deci eu vă spun că în comparație cu o țară europeană, luați de exemplu Franța, Germania, Anglia nu mai este în Uniunea Europeană, dar Anglia, hai să luăm Norvegia, care nu este în Uniunea Europeană, și mă aduc aminte cazuri concrete. În România, jandarmeria română și poliția română, dacă intervine punctual pe anumite cazuri, așa cum se întâmplă în aceste țări pe care le-am menționat, opinia publică, presa, cetățenii creează cel mai mare scandal și o polarizare cum mai rar se întâlnește acum, în oricare altă țară europeană. Iertați-mă că vă contrazic, domnule Pavel Popescu, dar eu nu cred că cineva ar fi reacționat prost dacă polițistul trăgea în cauciucurile acelui individ care era să o, probabil drogat, cum spuneți, care era să omoare niște oameni pe trecerea de pietoni și a plecat de sub nasul poliției. Okay. Mi-e totuși greu să cred lucrul acesta. Am văzut cum a reacționat opinia publică pentru că omul acela a plecat și polițiștii se uitau în zare după el. Asta am văzut cu toții. În întâmplarea face că m-am uitat în detaliu la ceea ce a reprezentat cazul bărbatului de culoare din Statele Unite ale Americii, care a fost practic, i-a fost luată viața prin... Acolo a fost altceva, acolo a fost un abuz, cu siguranță. Da, vedeți, e o chestiune extrem de discutabilă. M-am uitat în detaliu pe acest subiect și dacă vă veți uita la ceea ce înseamnă acele proceduri avansate și modul în care polițiștii și-au desfășurat activitățile în acea procedură, ați vedea că, de fapt, oamenii au făcut totul ca la carte. Cu surprindere ați vedea acest lucru și totuși opinia publică a decis că nu. Bun, aici discutăm de cazuri extreme. Este vorba de cazul extrem al unui deces? Un om a murit într-o intervenție a poliției, acolo lucrurile sunt complicate. Aici nu punem problema că cineva ar fi trebuit omorât, ci doar cineva ar fi trebuit oprit prin mijloace care nu au fost folosite. Și de aceea, următoarea întrebare pe care, sigur, nu e firesc să vă pun, este cum apreciați dumneavoastră activitatea Ministrului de Interne, colegul dumneavoastră, domnul Bode? Ați început cu noutat, e bine. Da, l-am văzut pe Lucian Bode preluând un minister extrem de greu, într-o perioadă extrem, extrem de grea, și aș putea să spun că este o activitate bună. În momentul de față cred că este o activitate bună. Nu aș fi onest să spun că este excepțional și nu-mi stă în caracter să fac astfel de remarci și astfel de laude din punct de vedere politic, cred că este o activitate bună. Știind în detaliu ce face Lucian Bode în majoritatea timpului său din punct de vedere politic, care este prioritatea lui ca ministru astăzi. Prioritatea numărul unu a lui ca ministru astăzi, cred că și prioritatea președintelui și a României și a primului ministru, este intrarea României în Schengen. În partea internă să-i lăsăm să ne fugă de sub nas, nu-i nicio problemă. Poliția timorată, cum o da Dumnezeu, mașini la 3 km de autostradă, e bine, dar să intrăm în Schengen, nu? Sau cum? Contrabalansez puțin în pe partea internă. Ceea ce mă șochează pe mine și vă spun de-a dreptul că mă șochează este modul în care tot ceea ce înseamnă clanuri interlope plecate peste hotare acționează în perioada aceasta. Cred că sunt zeci de videouri postate pe rețelele de socializare unde zeci de interlopi practic amenință procurori, judecători, victime, foste victime, viitoare victime. E un lucru pe care l-am ridicat în vedere la Comisia de Apărare și ceea ce pot să vă spun este că au început niște acțiuni de cercetare, cât și niște acțiuni de
control parlamentar pe această zonă. Acțiuni de control parlamentar serioase pe această zonă. Dar da, nu, lucrurile nu stau roz. Sub nicio formă pe această zonă lucrurile nu stau roz, nu stau deloc bine. Domnule Pavel Popescu, vă mulțumesc pentru prezența chiar așa intermediată cumva de telefon în Piața Victoriei. A fost alături de noi deputatul PNL, Pavel Popescu. Dragi prieteni, Piața Victoriei se încheie aici. Ne auzim din nou săptămâna viitoare. Cu bine! Vă mulțumesc mult! Piața Victoriei la Europa FM.